botez, și pe creste și pe jez, să ne fie destulate casa noastră, seara toată! Ia strigați odată, băieți, să se aude pistrică! Lupii au ajuns de data aceasta la azilul pentru invalizi și pensioneri din Anenii Noi, din satul Puhăceni. Cu mare drag le-am adus poveste de iarnă acestor oameni care am văzut în ochii lor acea magie, am simțit o energie superbă, ne-am simțit super, parcă am fost într-un concert de la Palatul Național. Mulțumim fiecăruia în parte pentru energia lor de la acest azil și le urăm multă, multă sănătate. Noi, Lupii, plecăm mai departe în drumeția noastră pentru că avem încă multe suflete care așteaptă această poveste, poveste de iarnă. Evenimentul le-a adus multe emoții celor prezenți și ne-au mărturisit că au simțit cu adevărat atmosfera sărbătorilor de iarnă. În primul rând aș vrea să aduc mulți mulțumiri organizatorilor, ansamblului Lupii, pentru clipele și minutele acordate pentru noi. Noi ne stărim din partea noastră și din partea angajaților toți să le dăm tot ce nu permit ei din partea familiei. Le dorim mulți ani, mult sănătate, bucurii, o an nou. Și anul care vine să fie cu mult mai bine decât și mai bun decât anul care a trecut. Bătrânii care de ani bun locuiesc în acest azil spun că rar au avut parte de așa sărbătoare. Eu mă găsesc aici a doilea an și sunt mulțumită foarte mult. Foarte frumos, foarte interesant, foarte, foarte mult, vă mulțumesc! Foarte mult mi-a plăcut și îmi pare bine de dumneavoastră că ați venit și ne-ați urat cu așa mulți băiețești, cu mulți fetiți. Sunt bucuroasă că trăiesc cu bătrânei ăștia din sat. Îmi place foarte mult în azil și mai dorim să la anul să ne mai întâlnim. Vă îndemnăm să rămâneți aproape pentru că mâine dimineață urmează o altă destinație unde lupii lui Calancea au dus povestea de iarnă. Mergem mai departe, prin Republica Moldova, să ducem zâmbete, să ducem daruri pentru toată lumea. Unica chestie care vă rugăm, să fiți sănătoși. Ne înclinăm în fața dumneavoastră și la mulți ani!